Anna s-a trezit astăzi mai devreme decât de obicei. Afara abia începea să se lumineze, dar deja cântase răcocoșii pentru a treia oară. Trebuie să se ridice, căci din statul îndelungat în pat se va simți doar mai obosită. Trebuie să mulgă milca și să dea găinilor grăunțe și amestec de mâncare. Animalele au nevoie de îngrijire. Tu poți să mănânci pe fugă, dar ele trebuie hrănite la timp și îngrijite. Sorbind repede niște lapte din ulcior, a plecat spre graști. Ușa șubred a scârțit, deschizându-se cu greu și lăsându o pe gospodină să intre. Of, Ștefan a plecat prea devreme, lăsând o singură singurică. În cei șapte ani, casa și gospodăria s-au învechit. Oricât te-ai strădui, fără un bărbat nu reușești să faci totul. Și nici ani nu mai sunt aceiași. Deci nu era încă bătrână de tot, nici tânără nu mai era. Pensia, ei bine, nu o dau degeaba, puterile au scăzut și energia de odinioară a dispărut. Dar ar fi păcat să-l mâni pe Dumnezeu, încă mai poate avea grijă de Milca, fără de care ar fi fost și mai greu. Așa că nu are rost să se descurajeze, Anna. Mai bine te-ai duce să torni laptele în borcane, un pic pentru băut, un pic pentru brânză și un pic pentru copiii vecinilor, care nu au vacă. După ce s-a îngrijit de gospodărie, Anna s-a hotărât să meargă la magazin să mai ia niște cereale și făină. Dimineața era la fel de cenușie și posomorâtă ca la răsărit de parcă soarele hotărâse să-și ia o zi liberă. Încărcând plasa plină, femeia era pe punctul de a pleca, când în magazin a intrat un tânăr murdar, zdrențăros, dar ciudat de zâmbitor. Fața lui purta urmele unor bătăi recente, iar sângele închegat îi se uscase pe părul încălcit. De ce zâmbești, sărmanue? Întrebă cu empatie Anna, mirându-se de discrepanța dintre înfățișare și expresia feței. O să-mi iau acum niște pâine. Zâm și mai larg tânărul. Deschizându-și pumnul și arătând femeii câteva monede mici ce se aflau pe palma murdară. Anna, nu-l mai întreba, nu-și mai amintește nimic, spuse Lydia, vânzătoarea. A apărut acum câteva zile, l-am tot întrebat, dar fără rost. Se pare că pricepe totul, dar memoria i-a dispărut complet. Trebuie dus la spital, la raion. Se îngrijoră femeia plină de compasiune. E tot bătut, poate a suferit ceva rău. Anna, ce vorbești? ridică din umeri Lydia. Ai uitat că podul de e stricat și doar când se va usca drumul după trei zile de ploaie se va putea ocoi? Cine îl va duce acum la raion? Tânărul se întristă. Pe fața lui bună și deschisă a apărut o expresie de neputință și disperare. Anei s-a strâns inima și, pe neașteptate chiar și pentru ea, i-a propus. Uite ce, dragule! Hai cu mine! Nopțile sunt deja reci și nici ziua nu-i prea cald. Te vei odihni un pic, și apoi vedem ce facem. Îți amintești cum te cheamă? Tânărul clătină din cap. Ei bine, dacă nu-ți amintești, o să-ți amintești mai târziu. Deocamdată te vom numi Alex. Mereu mi-am dorit să -mi numesc fiul așa, dar uite că am avut două fete. Au ieșit împreună din magazin. Tânărul mergea, clătinându-se, în urma Annei și gemea din când în când. Se vedea că fusese bătut rău. Femeia tăcea, de ce să-l deranjeze pe om într-o astfel de stare? Când ajung acasă, o să-i încălzească baia, o să-i dea lapte proaspăt, să se odihnească și să doarmă puțin. Da, va trebui să meargă la Silvia după niște ierburi. Deocamdată, medicina oficială nu este accesibilă, iar cea tradițională va trebui să o înlocuiască. Chiar dacă încet, și ea ajută. Și va trebui să treacă și pe la ofițerul de poliție. Poate cineva îl caută pe nenorocit și nu-l poate găsi. Baia a fost grozavă. Silvia nu a dezamăgit. A venit ea însă și să vadă victima. I-a palpat articulațiile, a clătinat din cap și a dus și pentru răni și de cocturi de băut. Ba chiar a rămas cu Anna ca o mamă grijulie să-l spele în baie. Împreună au reușit să înmoaie crustele uscate de sânge. Au tăiat părul în jurul rănilor. Au însvânătăile și loviturile cu alifii. Victima tăcea și doar din când în când își lacrimile trădătoare. Femeile nu au insistat cu întrebările, considerând pe bună dreptate că mai bine să le lase pentru mai târziu. După ce a băut jumătate de ulcior de lapte cu o felie de pâine proaspătă, tânărul s-a întins și a dormit imediat într-un somn profund. Anna, să nu-l deranjezi deloc deocamdată, spuse Silvia, mușcându-și buzele. Aceste nemernici par să nu-i fi atins aproape deloc mâinile și picioarele, dar capul lui a suferit mult. Lasă-l să doarmă cât vrea, somnul îi va prinde bine. dă de coct de trei ori pe zi. Am pus acolo ierburi pentru liniștirea sufletului. Am impresia că nu doar bătăile i-au șters memoria, ci și teama. Se va liniști și, poate, își va minti ceva. Grigorie e acasă sau a plecat cu treburi. Întreba Anna, interesată de locația ofițerului de poliție. Ar trebui să fie pe seară, zâmi Silvia. Dar să nu te bazezi prea mult pe el. Știi bine că are nevoie de un interes în orice treabă. Ce să primească de la tine? O găleată de lapte lui ar trebui o găleată de rachiu. Și ce rost are să-l deranjeze acum, când se pregătește de pensie? Dar încearcă, poate știe ceva. Vizita de seară la Grigorie, previzibil, nu a dat mare lucru. Nu, a promis solemn că va verifica toate anunțurile de căutare, dar pe fața lui se citea clar că pentru oamenii străzi acesta este un fel de meserie. Să fie bătut și nimic nu va fi pierdut pentru tribul lor din câteva vânătăi, zgrieturi și răni. Acești oameni sunt rezistenți. De ce să te aiți degeaba? Oftând, Anna se grăbi înapoi la chiriașul ei, temându-se să lase prea mult timp singur. Alex a dormit până la prânzul zilei următoare. Mai întâi a sărit din pat, parcuitând complet evenimentele zilei precedente, apoi a văzut-o pe Anna, i-a zâmbit și a spus: Credeam că am visat totul. Nu? N-ai visat, dragule. Uite, bea niște ierburi, ca acum mâncăm, spuse Anna, grăbindu-se spre bucătărie după decoct observând dintr-un colț al ochiului că Alex se simțea deja ceva mai bine. Așa au trecut zilele, pline de îngrijire și atenție pentru cel bolnav. Ierburile Silviei, laptele milcăi și grijile Annei au început să-i facă bine lui Alex. A început să se însănătoșească încet încet. Ieșea în curte, stătea ore în șir în razele slabe ale soarelui de toamnă, iar mai târziu chiar s-a pucat să repare ușa strâmbă a grajdului milcăi. Drumul până la centru se uscase de mult, dar Anna nu se grăbea să-l trimită pe Alex acolo. Cine știe, poate se vor agăța de el fără niciun motiv. Nu are acte, nu-și amintește nimic despre el și cu intenții bune ar putea să-i facă neplăceri. Dar aici, Grigorie, autoritatea, știe despre Alex, așa că lasă lucrurile să meargă de la sine. Când băiatul va fi mai puternic, se va vedea ce-i de făcut. Poate-și va minti ceva, însă memoria, spre deosebire de puteri, nu se întorcea la Alex. Se vedea că era afectat de acest lucru. Umbla peste tot după Anna ca un copil mic, încercând să ajute la gospodărie. Din când în când, se putea citi în ochii lui un efort intens de a-și aminti trecutul, dar acea ușă rămânea bine închisă, păstrându-și cu strășnice tainele sale neliniștitoare. Alex era prietenos, bâlând și fără răutate. Se înțelegea bine cu toți cei cu care intra în contact, doar că în somn adesea se zvârcolea pe pernă și gemia, trăind niște vise neplăcute despre care dimineața fie nu-și fie nu dorea să vorbească. Într-una din zilele însorite de toamnă, când grădina fusese deja pregătită pentru iarnă, Anna s-a trezit diste dimineață și a spus lui Alex, care tocmai își terminase modesta masă de dimineață. Lui erau adesea nopțile complet nedormite după bătaie. Fiule, poți merge cu mine în oraș?" Am hotărât să-mi vizitez fica. Am făcut o geantă, dar e prea grea pentru mine." Mă ajuți." De ce să nu ajut?" Sigur că ajut," răspunse Alex cu ușurință. Aveți o fică n-ați spus niciodată. Am, zâmianna. Nu doar una, ci chiar două. Dar s-au dus din casă. Fiecare are viața și grijile ei. Azi împlinesc 70 de ani și vreau să o vizitez pe cea mai mică. Ea locuiește mai aproape. Ne întoarcem într-o zi, vai de mine. Fața lui Alex se alungi. Aveți un jubileu și eu nici n-am știut și n-am niciun cadou. Nu e bine. Dacă mergi cu mine, acesta va fi cadoul meu. Am încărcat lapte, brânză, miere și smântână, ca și cum aș fi tânără, dar ani nu mai sunt aceiași. Hai, pregătește-te, că până la autobuz e departe, poate întârziem. Alex își trase rapid jacheta veche, ridică geanta grea și, mergând alături de binefăcătoarea sa pe partea dreaptă, porniră împreună spre stația de autobuz. Pe drum, Anna simți cum piciorul rănit încă din tinerețe începea să o doară din cauza schimbării vremii. Oh, stela, steluța, ce amintire mi-ai lăsat pentru toată viața, Gândi femeia. Chiar și acum tresări, amintindu-și acel moment groaznic când și-a văzut fiica cea mică alergând către ea, strigând: Mamă! Fără să se uite în jur și fără să vadă mașina care se apropia după colț. Cum a reușit să o salveze atunci? Distanța era destul de mare. Se spune că din frică omul face lucruri imposibile uneori. Și ea, făcând un salt incredibil de mare, a reușit, ca printr-un miracol, să o împingă pe steliana la o parte dar ea însă și-a fost lovită de mașină. Oh, cât au muncit doctorii în spital să-i pună piciorul la loc. Dar, oricât s-au străduit, tot a rămas puțin mai scurt decât celălalt, provocând i mari neplăceri și răspunzând cu durere la orice capriciu al vremii. Și acum, piciorul își făcea de cap, accentuând șchiopătatul și încetinind mersul. Perspectiva de a pierde autobuzul devenea din ce în ce mai reală, iar Alex, observând rapid situația, luă hotărât a doua geantă din mâinile Annei își scoase fularul de la gât, legă cele două genți împreună și le aruncă pe umăr. Apoi, îi oferi brațul și murmură, la remorcă, doamna Anna, și o trase după el, aproape cărând o pe ea până la stația de autobuz. Gâfind și uzi de transpirație, ajunseră în autobuz cu două minute înainte de plecare și căzură epuizați pe scaune. Răsăritul târziu de noiembrie îmbrăca orizontul în nuanțe de aur rozaliu, împodobind câmpia întunecată cu reflexii strălucitoare. Autobuzul zruncina ușor la fiecare hop, iar inima femeii în vârstă se umplea de nerăbdarea dulce a revederii cu fica sa, care nici nu bănuia despre această vizită. Drumul era adormitor, copacii de seferunziți treceau pe lângă fereastră, iar Anna, fără să vrea, se afundă în amintiri. Vedea ferma veche a colhozului, cu vițelușii săi drăgălași, care îi dedicase aproape 40 de ani din viața grea și vechea casă părintească, cu obloanele albastre, pe care tatăl ei le reîmprospăta mereu cu lebe de albe sculptate, din dorința sa constantă pentru frumusețe, dar și casa nouă și spațioasă, construită împreună cu Ștefan, unde au trăit împreună, în armonie, timp de 45 de ani. Acum casa se afundase în pământ și se negrise, dar atunci era o casă mare, ca un palat. E drept că mult timp le-a fost singuratic în acea casă, pentru că Dumnezeu nu le dădea copii. Au rugat și s-au rugat, și chiar au ajuns aproape să se resemneze. Se pregătiseră să ia un orfan de la orfelinat. Dar viața a luat o întorsătură neașteptată. Mai întâi ea, Anna, a rămas însărcinată cu un copil mult așteptat, iar apoi, nu de la orfelinat, ci din satul vecin, a apărut orfana. Partenerul lui Ștefan, Tudor, hotărâse să meargă cu soția la cumpărături în oraș, dar nu a vrut să meargă până la podul cel mai apropiat, așa că au traversat pe gheață. Numai că primăvara deja începuse să-și intre în drepturi, iar gheața s-a crăpat chiar sub ei. Dacă ar fi fost oameni pe mal, poate că ar fi fost salvați, dar în ziua aceea de lucru nu era nimeni. Din fericire, nu au luat-o și pe Elena cu ei, o lăsaseră la creșă. Dar, după aceea, nu mai era nimeni care să o ia de la creșă. Atunci, atât ei, cât și Ștefan, s-au gândit simultan să ia fetița la ei. Au primit-o foarte repede, erau toți de ai locului, se cunoșteau unii pe alții. Ei, Anna și Ștefan, aveau respectul oamenilor nimeni nu a făcut niciun fel de complicații. Și curând s-a născut și steluța. Așa au crescut împreună, ca surori adevărate, cea mare și cea mică. Au crescut în armonie, deși erau diferite. Stela, năzbătioasă, chiar dacă era cea mică, mereu apăra pe lenuța cea liniștită în fața celorlalți copii, iar lenuța cea blândă era, probabil, singura care putea să-i potolească natura furtunoasă a surorii sale mai mici cu un cuvânt bun și convingeri. Acum ambele și-au luat zborul. Steliana, măcar, nu-i departe, se pot vedea. Dar Lenuț a rămas în capitală după ce a terminat studiile și a găsit un loc de muncă bun și și-a luat un apartament în rate. Ce să mai zicem? Tot timpul a fost serioasă și Dumnezeu nu a neglijat-o cu mintea. Dar Steliana, cu ea e mai greu. Deși aproape, a abandonat studiile și nici la muncă nu se grăbește, doar bărbații sunt în capul ei. Uite, Soțul ei nici nu a recunoscut copilul ca fiind al lui. S-a dus să facă testul de paternitate. Parcă a știut, căci Dorel nu era al lui. Anna oftă greu la gândul nepotului său. Băiețelul cu ochi căprui și neast împărat ocupa un loc special în inima ei, un loc inaccesibil chiar și fiicelor ei dragi. Se pare că nu degeaba se spune, primul nepot e ca ultimul copil. Păcat că trebuie să se mulțumească doar cu poze de pe telefon. Steliana, nesimțita, nici măcar de la mormântarea tatălui ei nu a mai călcat în casa părintească. Lenuța, din capitală, vine mai des. Dar nu-i nimic. Acum se vor întâlni, vorbea ceai cu fica, vor vorbi cu Dorel. Acum trebuie să fi crescut mult. Cine știe, poate nici nu va mai dori să vorbească cu bunica. Ah, mare necas că băiatul crește fără tată, fără mâna și învățătura unui bărbat. Anna aruncă o privire la Alex, care adormise. Nas drept, buze ferme mâini puternice. Să-l placă măcar pe el pretențioasa Stela. Alex e un băiat bun, serios. Poate că lângă el s-ar potoli și ea. Și ar fi un tată bun lui Dorel. Iar pe la ea, la țară, ar trece mai des. Fără să știe nimic despre planurile de viitor ale Annei, Alex deschise brusc ochii, se întinse, pri pe fereastră și îi făcu un semn jucăuș Ne apropiem? Vai de mine, am visat cu ochii deschiși, trebuie să coborâm acum. Spuse Anna, agitată, în timp ce își lega baticul și își încheia repede paltonul. Apartamentul Stelianei îi întâmpină cu jaluzelele bine trase și ușa închisă, care nu voia să se deschidă în ciuda apelurilor repetate. Abia când Anna era deja convinsă că fica ei nu era acasă, se auziră pașlenește papuci și un clic reticent al încuietorii. Steliana stătea în prag, somnoroasă, neîngrijită și nemulțumită. Salutare, fica mea, am venit la tine, m-am gândit că nu ai timp să ieși. Așa că am venit e, spuse Anna. Dar cine e el? Întrebă stela, dând din cap în direcția lui Alex, fără să răspundă la salutul mamei. E chiriașul meu, îl cheam Alex. Răspunse femeia în vârstă, s-a ceat la tine, ripostă Steliana, aruncând o privire acră la Alex, care se încruntase. Sper că nu-i lași casa ta. Fica mea, nu ți-e rușine să vorbești așa? Încercă din răsputeri mama să ignore primirea rece. Care casă? Despre ce vorbești? Am venit la tine de ziua mea. Nu ne-am mai văzut de mult. Nu suntem străini. Hai, măcar să intrăm în casă. Ce stăm pe prag? Mi-e dor de dorel. Uite, i-am adus niște daruri. Dorel doarme, răspunse Steliana, fără să se miște. O să-l vezi altă dată, cum adică altă dată. Ce, nici nu ne lași să intrăm. Spuse Anna: Scuză-mă, mamă, dar nu pot. Soțul meu e gelos. Dacă-l vede pe chiriașul tău, nu va fi fericit. I-a dat deja o dată un pumn în față, mi mai trebuie altul. Și, apropo, nici eu nu voi fi încântată de musafiri. El merge la muncă noaptea și toată ziua doarme. Nu-mi ține morală. Viața mea o trăiesc cum vreau. Și, pentru că am uitat de aniversarea ta, îmi cer iertare. Dar, uite, ia 300, cumpărăți ceva, lenjerie, un halat sau papuci de iarnă, ce găsești. Iar eu mă duc să dorm, m-am culcat abia la trei dimineața. Cu aceste cuvinte, ușa veche, acoperită cu linoleum, se închise cu zgomot, spulberând orice speranță de a-l vedea pe iubitul Dorel și de a pune ordine în viața fiicei neascultătoare. Fără să vadă nimic în fața ei, a început să coboare încet scările. Alex, încordat și strângând pumnii grei, o urmă în tăcere. Geanta mare, plină cu daruri, rămase singură și tristă în fața ușii. Drumul spre casă se desfășură în tăcere de plină. Anna și înghițea lacrimile pe furș, în timp ce Alex, încruntat și concentrat, privea pe fereastră, încercând din răsputeri să nu vadă bancnota strânsă puternic în mâna femei. Acasă, la fel de tăcuți, s-au retras fiecare în colțul său, întorcându-se mult timp în pat, întrerupând liniștea nopții cu suspine grele și scârțitul paturilor. Dimineața, totul s-a schimbat radical. Cu primul autobuz din capital a sosit Elena, veselă, zâmbitoare, care a încălzit imediat casa tristă cu căldura și grija ei. Mamă, iartă-mă că ieri, chiar de ziua ta, nu am reușit să vin. A trebuit să preda urgent un proiect șefului. Se scuza ea, înfășurându umerii mame în șalul moale pe care îi l-a cadou. Ei, ce zici? E cald. Cald e, fiica mea, dădea din cap mama, ștergându-și pe furș lacrimile de bucurie. Și bine că ieri nu ai reușit. Eu și Alex am fost plecați cu treburi, doar ne-ai fi așteptat degeaba. Alex, aveți grijă de mama mea, acum că soarta v-a dus aici. Ea mereu vrea să muncească mai mult și să se odihnească mai puțin. Nu e obișnuită să se cruțe. Așa că vă încredințez această misiune. Promiteți! Îi spuse Elena, jucăuș către bărbat. Alex, aplecându-și privirea, murmură ceva în semn de consimțământ și se frecărușinat la bărbia îngrijită. La masă, atmosfera a fost foarte caldă. Printre urări de sănătate, amintiri și glume, au dispărut de pe masă atât ciupercile murate ale Annei, cât și delicatesele aduse de Elena din capitală, și plăcinta cu pește, coaptă în grabă. Alex a dezghețat, a glumit și el, s-a ocupat, cum a putut, de femei și chiar s-a oferit să mulgă singur vaca Milca, pentru că ea l acceptase deja și câteva lecții de mult să învățase de la Anna. Mamă, spuse deodată Elena, cu o seriozitate neobișnuită, când Alex, cu găleata zgomotoasă, se îndreptă spre grașt. Hai să-l duc cu mine la doctori. Am prieteni acolo, ne descurcăm fără pașaport deocamdată. Poate are nevoie de un tratament special și, în astfel de cazuri, timpul poate lucra împotriva lui. O să ne învinuim după aceea că nu am acționat la timp. E un om bun, se vede clar, și săritor, și muncitor, și nu-i prost. Da, ca mea, acceptă bucuroasa Anna. La voi, nu e ca la noi, în centrul raional." unde abia dacă primești primul ajutor. Îmi pare rău de el, îmi doare sufletul. A intrat în vreun necaz, iar acum suferă. Tinere, îi spuse Elena, în glumă, lui Alex, când acesta, mândru de prima limulgere, intră în bucătărie cu o de lapte proaspăt. Nu vrei să mă însoțești la întoarcere? Și adăugă deja serios. Te duc la doctori. Cât o să mai rămâi așa, fără amintiri? Trebuie să-ți recapeți memoria. Alex se schimbă la față și aruncă o privire plină de neîncredere, luptă interioară și disperată speranță către Elena. Fata nu se grăbea, stătea în liniște, privindu-le calm și ferm în Peste câteva secunde, privirea lui Alex se îmbălâns, iar un gest afirmativ din cap fu un răspuns clar la propunerea făcută. Așa e bine, spuse ușor Elena. Plecăm mâine. O să stai la mine deocamdată. O să mă ocup eu de consultării. Dimineața, Alex iarăși căra la autogară o geantă mare cu cadouri, dar de data aceasta pentru Elena. Anna, ieșind pe poartă, îi privea cu speranță, binecuvântându-i în tăcere și făcându-le semnul crucii. După o săptămână, a sunat telefonul. Elena o informă că veștile erau atât bune, cât și rele. Vestea bună era că, slavă Domnului, la Alex nu găsiseră nicio afecțiune gravă, dar reabilitarea urma să fie de lungă durată și costisitoare. Așa că vestea mai puțin bună era că, deocamdată, nu era clar de unde vor lua bani pentru asta. Anna se neliniște și era pe cale să-i propună să vândă vaca iubită, Milca, dar Elena refuză categoric, spunând că aceasta era o măsură extremă, care oricum nu ar rezolva complet problema și că, deocamdată, vor încerca să găsească soluții mai puțin radicale. După felul în care Elena vorbea despre Alex, cu grijă și îngrijorare, Inima experimentată a mamei simți imediat primele semne ale unei iubiri în formare și se opri în așteptare neliniștită și cu speranță mântuitoare. Seara, după ce termina treburile zilnice, Anna prindea candela și, privind chipurile pictate ale Maicii Domnului și Sfântului Nicolae, se ruga fierbinte pentru fiicele ei, atât de diferite, și pentru Alex cel bolnav, cerându-le tuturor milă și ocrotire. Rugăciunea fierbinte a unei mame nu a rămas neauzită, se pare, și după un timp, Voce emoționată a fiicei mai mare a anunțat că situația cu Alex s-a schimbat radical, iar de fapt nu era Alex, ci Vladislav, și acum au toți banii necesari pentru tratament. Anna, care nu înțelegea nimic, s-a așezat pe un taburet și a cerut Elenei să explice totul de la început. După ce și-a tras sufletul și s-a liniștit, fiica a povestit că, în timp ce erau cu Alex la doctori, cineva dintre foștii colegi l-a recunoscut pe stradă și s-a apropiat să-l salute. Bineînțeles, Alex nu l-a recunoscut pe coleg, așa că Elena a trebuit să explice ce s-a întâmplat. Colegul, îngrijorat, a îngrundat sprâncenele, a luat numărul de telefon de la Elena și și-a continuat treaba. Iar seara, la telefon, s-a auzit o voce de bărbat autoritar, care s-a prezentat ca fiind iurie și l-a cerut la telefon pe Vlad, adică Alex. Acesta s-a tulburat, a vorbit cu întreruperi, evident, memoria îi oferea frânturi disparate de amintiri, dar nu putea să le lege într-o poveste cherentă, așa că telefonul a ajuns din nou în mâinile Elenei. Iuria a informat-o pe un ton profesionist că tot ce s-a întâmplat este un rezultat direct al corectitudinii și responsabilității lui Vlad, așa că el, ca fostul lui șef, va trimite mâine un angajat la o clinică cu o reputație excelentă și va acoperi toate cheltuielile tratamentului. Prin urmare, a rugat-o pe draga Elena, care s-a implicat atât de mult în soarta lui Vlad Alex să-i pregătească pentru dimineață lucrurile esențiale și să înceteze complet să-și mai facă griji în legătură cu problemele lui de sănătate. Elena, bineînțeles, nu i-a promis asta lui Iurie, deoarece Vlad, acum, nu mai era o persoană complet străină pentru ea și avea de gând să continue să se îngrijoreze de sănătatea lui. Mulțumesc, Doamne! Șopti Anna după ce a terminat conversația cu fica ei, ștergându-și lacrimile cu colțul batistului, și se îndreptă către Milca pentru a împărtăși bucuria ei sub sunetul firicelor subțiri de lapte care curgeau în găleata ei mea ilată. Zilele treceau una după alta, iar Elena o telefonă a regulat pe mama ei, informându o cu privire la noile detalii despre Vlad, care se recupera, despre memoria lui care începea să revină treptat. Și Anna înțelegea că relația tinerilor devenea ceva mult mai profund decât o simplă grijă pentru soarta cuiva și recunoștința acestuia. Exact de anul nou pe stil vechi, poarta veche s-a deschis și, scrâșnind sub zăpada proaspăt căzută, în curte au intrat Elena și un tânăr prezentabil, îmbrăcat într-un palton modern, în care, la prima vedere, nu putea fi recunoscut Alex cel pierdut și doborât de viață. Ei bine, acum cu siguranță ești Vladislav. Nici nu ai putea să-ți alegi alt nume. Zâmbi bucuroasă anna oaspeților dragi, ieșind să verifice găinile din coteți. Ar trebui să-mi povestești cum de-ai ajuns într-o astfel de situație. Întrebă femeia în vârstă, frângând niște așchi pentru a prinde soba. Nici nu e ceva deosebit. Zâmbitris Vlad, așezând lemnele aduse din magazie. E o poveste destul de obișnuită pentru vremurile noastre nemiloase. Lucram la domnul Iurie ca manager de vânzări, eram mâna lui dreaptă, dar în Consiliul de Administrație au început să sapă împotriva lui. Pentru ei, eu eram o mică piesă, dar s-a întâmplat să-mi cadă în mâini niște documente care l-ar fi putut compromite serios pe șef. Le-am luat cu mine, dar m-am gândit înainte să le fotografiez și să le trimit prin internet șefului. Am plecat acasă dar pe drum niște ticăloși m-au prins. Au luat dosarul cu documentele, iar pe mine probabil m-ar fi terminat și pe mine, dar am reușit să sar peste balustrada podului, direct în râu. Din cauza impactului cu apa, mi-am pierdut cunoștința. Probabil au crezut că sunt mort. Am plutit ceva timp, apoi m-am trezit și am ieșit pe mal. Din cauza șocului și a durerii, nu mă amintesc nimic. Așa că am început să bântui încoace și încolo. La început m-am ascuns de oameni o frică inexplicabilă mă împingea să fug mereu, cu trenurile de noapte și pe drumurile pustii. Frica a început să slăbească treptat, iar foamea nu e ușoară, așa că am început să ies printre oameni ca să mă hrănesc. Așa, nu mă amintesc cum, am ajuns în satul vostru și v-am întâlnit pe dumneavoastră, Anna. Și restul deja îl știți, dar nu i-au găsit pe cei care te-au atacat? Întrebă femeia în vârstă, stăpânită de un sentiment de dreptate. Cum se găsești? Ei au fost angajați, iar cei care i-au angajat, după scandalul cu documentele pe care le-am trimis șefului, au plecat în străinătate. Dar fie, pământul e rotund, mai devreme sau mai târziu își vor prin și ei pedeapsa. Mamă, de fapt nu am venit doar pentru asta, interveni Elena, care se apropie. Vrem să ne căsătorim, eu și Vlad. Nu vom face nicio mare petrecere, doar ne vom căsători discret. Ne binecuvântezi. Ana deveni serioasă, se apropie de colțul cu icoane și, luând de pe raft vechea icoana Mântuitorului, moștenită de la bunica ei, îi binecuvântă de trei ori pe cei tineri. Vă doresc pace și iubire, le spuse ea. Dar să nu mă uitați de tot, căci nu am pe nimeni altcineva în viața asta decât pe voi. Nu te vom uita, promise solemn Vlad și o îmbrățișă puternic pe Anna. Din acea zi, inima femeii s-a mai liniștit. Elena avea acum o familie, iar Vlad părea că va fi un soț bun. Cine știe, poate vor apărea și nepoți. Totuși, când se gândea la nepoți, Inima ei începea să doară din cauza mintirii lui Dorel cel cu oți căprui. Cum o fi acolo, alături de stela cea destrăbălată și de bărbații ei care se schimbă? Nu e bine ca un copil să crească într-un astfel de mediu. Mai ales că Dorel este un băiat bun, deștept, iar într-un alt context ar fi putut avea un viitor frumos. Ana își împărtășea aceste gânduri cu Elena, dar nu îi spunea nimic despre vizita eșuată la fica ei mai mică de ziua ei. Totul ar fi fost bine. Dacă primăvara nu ar fi adus cu ea o veche boală, piciorul bolnav, care se sudase greșit încă din tinerețe, se agravase serios, provocând, pe lângă simptomele deja obișnuite, dureri de spate, slăbiciune în picioare și instabilitate în mers. Medicii au ridicat din umeri, ce să mai spunem! Și așa ați rezistat bine cu astfel de fracturi și eforturi. Acum trebuie să reduceți efortul brusc, să adoptați un regim de menajare și să faceți fizioterapie veți trăi până la 100 de ani, nu vă faceți griji. Cu lacrimi în a trebuit să o vândă pe Milca, dar chiar și fără ea. Treburile din gospodărie au devenit prea grele pentru Anna. Nevrând să tulbure noua fericire de familia Elenei, mama sunat-o pe Steliana, fără mari speranțe în adâncul sufletului. Mamă, dar eu ce pot să fac? Întrebă Stela răgușit. Am și eu multe pe cap. Cum îți imaginezi că pot să vin să te ajut cu gospodăria? mai bine să mă ajute mie cineva. Sună pe Elena, ea e în capitală, și acolo medicina e mai bună. Se auz brusc o înjurătură de bărbat, urmată de plânsetul disperat al unui copil, iar Stela, fără să-și a rămas bun, se grăbi să despartă pe cei care se certau, strigându-le la amândoi pe drum. Trebuie să-l iau pe Dorel din iadul ăsta, gândi Anna, fără să se tulbure prea mult de refuzul fiicei ei, și începu să formeze numărul Elenei. Câteva zile mai târziu, Vlad deja încărca în camionul de lângă poartă puținele lucruri ale soacrei sale. Anna, suspinând, căra cu grijă icoanele dragi, încercând să le așeze separat pe scaun. Nu vă mai întristați așa, o liniști Vlad. Ei bine, ce să faci? A venit timpul să vă gândești și la dumneata. La noi o să vă fi bine. Clinica e aproape. Zona e verde. Și nu veți avea timp să vă plictisiți, mai ales până la toamnă. Zâmzi el enigmatic. Știi multe cântece de leagăn. Nu-i așa? Surprinsă, Anna și-acoperi gura cu mâna, apoi zâmb fericită și îl îmbrățișă strâns pe Vlad. Mamă, rămâi la noi pentru totdeauna, i-a propus Elena acasă, în timp ce aranja lucrurile mamei pe rafturile dulapului. Casa fără stăpân se degradează rapid, știi asta. Dacă ți-e greu cu noi, te poți muta în apartamentul meu, care e cumpărat prin ipotecă. Oricum stă gol acum. Poate vindem casa cât încă mai e într-o stare bună. Folosește banii cum vrei. Nu e din interes, pe cuvânt. Știu, Fico, că nu o faci din lăcomie, oftana. Îmi pare rău de casa noastră, dar ai dreptate. Casa noastră cu Ștefan va rămâne în paragină, și el nu a construit-o pentru asta. Dar te rog să te ocuți tu de această problemă. Eu sunt prea bătrână ca să mai caut cumpărători. Mamă, agenții imobiliari se vor ocupa de cumpărători. Se descurcă ei singuri, zâmbi Elena, îndreptându-se spre bucătărie să facă ceai. Cât a durat sau nu? cumpărători s-au găsit până la urmă. Și, exact așa cum și-ar fi dorit Anna în taină, o familie tânără, stabilă, cu copii. Vor răsuna din nou voci de copii în casă, așa cum visase Ștefan. În weekend, Vlad și Elena au dus-o pe femeia în vârstă la casă, să-și a rămas bun și să ia câteva lucruri de valoare sentimentală. Ea tocmai mergea prin curte, încercând să-și amintească fiecare colț, când poarta s-a deschis brusc și a intrat furioasă și nemulțumită Stela. Ei bine, mamă, deci ai decis să vinzi casa pe ascuns, fără știrea mea? Dar nu, oamenii buni mi-au spus, nu te-au lăsat să-mi iei moștenirea de sub nas. Începuia să-și atace mama, fără să-i observe pe Elena și Vlad, care ieșiseră afară din cauza gălăgei. Privirea Annei se năspri. Intră în casă, spuse ea scurt fiicei, și se îndreptă prima către ușă. În casă se lăsă o liniște incomodă, întreruptă doar de respirație supărată a stelei și de scârțitul canapelei pe care se așezase Elena și Vlad. Ana o clipă pe gânduri, apoi scoase din buzunar trei bancnote a câte o sută de lei și le puse pe masă. Moștenire, spui? Uite, asta e moștenirea ta. Îți dau ceea ce ai fost în stare să-mi oferi tu vreodată, mamei tale. Nu am nimic altceva să-ți dau. Sunt o mamă rea. Am crescut-o pe fica mea biologică mult mai rău decât pe cea adoptivă. De aceea, banii din vânzarea casei va prin Elena. I-a reușit să devină un om adevărat. Iar asta este partea ta. Nu meriți mai mult." Stella uitase de furia ei dreaptă din cauza șocului. Deci Lenuța e adoptată. Unde ai găsit-o?" Nu am găsit-o. ci am luat-o în familie. Era fica prietenilor noștri care au murit." Spuse Anna cu o grimasă. Iartă-mă, Elena. Am ascuns asta toată viața de tine. De teamă să nu te rănesc." Știu, mamă." Răspunse calm Elena de pe canapia. Oamenii buni mi-au spus de mult totul pe ascuns." dar și eu am fost speriată să vă rănesc pe tine și pe tata. V-ați purtat cu mine la fel ca și cu stela. Dacă ați fi aflat că știam totul, ați fi suferit și v-ați fi îngrijorat. Dar așa am trăit cu toții fericiți, inclusiv eu. Apropo, Stela, ai șansa să primești partea ta din casă. Și care ar fi? Întrebă neîncrezătoare sora mai mică. Foarte simplu. Lasă-ne pe mine și pe Vlad să-l adoptăm pe Dorel. Oricum, nu-ți pasă de el și nici de cei cu care umbli iar eu îmi voi împărți partea cu tine. Noi cu Vlad o să-l creștem pe Dorel. Mama o să ne ajute. În cameră se așternu o liniște de plină. Elena stătea dreaptă ca o săgeată. Vlad dădea aprobator din cap. Anna era mărmurită de uimire, iar pe fața stelei se putea citi o întreagă furtună de emoții. Confuzie, bucurie la gândul părții promise, îndoială, protestele rămase ale sentimentelor materne, chiar dacă mică măsură. De ce îmi propui să-mi vând copilul? Scoase ea în cele din urmă, cu amenințare în voce. Nu răstălmăci vorbele, izbucni Elena. Eu vreau doar să-l cresc pe Dorel cum trebuie. Și să-ți dau totuși partea din moștenire. Dacă se mai întâmplă încă unul sau două scandaluri cu bătăi, cum a auzit mama, autoritățile de protecție a copilului ți-l vor lua oricum, fără mine. Dar atunci nu-ți mai dau nicio parte. O voi folosi să-l scot pe Dorel de acolo. După ce a ezitat câteva minute, Stella ridică capul și, aruncând peste umăr, pregătește partea mâine la duc pe Dorel aici. Ești în fugă, trântind ușa în urma ei. Tot ce de Dumnezeu, e spre bine, conchise resemnată Anna și, șchiopătând, începu să așeze masa pentru prânz. Iată așa o istorie ți-a audiat astăzi, dragii mei ascultători. Sper foarte mult că v-a plăcut și v-a impresionat. Vă rog foarte mult să mă susțineți cu un like și să scrieți părerile în comentarii. Vă mulțumesc din suflet pentru susținerea voastră și vă doresc toate cele bune. Ne reauzim în curând la o nouă istorioară. Pa! pa!